Anul acesta, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, admiterea la licee se desfășoară în trei etape, în perioada 3-15 iulie, 15-30 iulie și 1 august 4 septembrie. Va mai exista și o repartizare pentru admiterea pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă în perioada 21-24 iulie. Marți pe 14 iulie, calculatorul va alege pentru prima dată în acest an și va pune în ordine opțiunile elevilor care au terminat clasele a 8 -a. Mai exact, va avea loc repartizarea repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților claselor a 8 care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015-2016. O zi mai târziu, mai exact, miercuri pe 15 iulie, vor fi afișate în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții. Repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat. Apoi, din 16 și până pe 24 iulie, cei admiși își vor depune dosarele de înscriere la școlile la care au fost repartizați. Este important de știut că, pentru fiecare elev, primează media, respectiv nota obținută în urma evaluării în proporție de 75% și media din clasele 5-8 în proporție de 25%. În funcție de media finală se vor alcătui clasele pentru care elevii au prima opțiune, iar dacă locurile au fost ocupate de elevi cu medii mai mari, se va trece la următoarea opțiune a elevilor respectivi. A doua etapă de admitere în învățământul licean de stat va debuta pe 15 iulie, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 23 iulie. Ultima șansă pentru un loc la liceu este însă abia pe 3 și pe 4 septembrie, atunci când va avea loc repartizarea absolvenților claselor a 8 -a, care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare.